Zilele de sărbătoare au fost, sunt și vor fi întotdeauna frumoase. Așa sunt și zilele acestea în care trăim, chiar dacă sunt condiții speciale, aparte de anii trecuți, sărbătoarea rămâne sărbătoare și sper că bucuria să rămână bucurie. Și sperăm că și emisiunea din seara aceasta, o emisiune specială pentru vremuri speciale, cu familii speciale, să vă aducă bucurie și chiar dacă putem să vă creștem bucuria. Am bucuria, deci, în seara aceasta să am în platou două familii speciale. Familia Răduca, Răzvan și Florina. Mulțumesc că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze, v-ați făcut timp în perioada aceasta aglomerată. Și familia Marian? Dacian și Ramona. Și Ramona sau Mona, cum o să ne aducem aminte, e ok, oricum prietenii te cunosc, da? Ca să nu vă puneți prea mari întrebări vis-a-vis de mine, nici nu știu să vă explic. Deci, am înțeles că am haine de momârlan, dar momârlan nu pot fi, că mi-a multă vreme să mă calific și ar mai trebui nu știu ce, trecem peste chestia asta. V-ați prins că suntem din nou în platou în Valea Jiului, cel mai frumos studio de aici, și le mulțumim că ne filmează, Domnul să-i binecuvinteze. Deci ne întoarcem la invitații noștri. Răzvane, cum ești? Foarte bine, vă mulțumesc de invitație. Este un prilej deosebit să fim aici împreună cu dumneavoastră. Ce aștepți, băiat sau fată? Așteptăm un băiat. Zi-mi, e primul în familie sau primul în familie? Este primul băiat în familia noastră. Da? După? Mai avem două fetițe. A, deci perseverența e foarte importantă. Da. Ți-ai dorit un băiat de mult sau de mult? Sincer să fiu, nu m-am găsit în măsură să mă gândesc exact ce mi-aș dori. Am zis că să rămână la decizia lui Dumnezeu ce... Dar te bucur. Ce hotărăște-l. Mă bucur, da, mă bucur, dar mă bucur foarte mult și pentru fetele care le am. Fetele seamănă pe tine sau pe mama lor? Una seamănă pe mine, una seamănă pe mama ei. Acum băiatul o să seamene pe amândoi. Florina, ce-ți dorești de la fecior? Sănătate. Sănătate și toate celelalte de pe listă, ca nu le spuneam. Da, ți-ai dori băiat? Mi-am dorit și un băiat. Da, da, da. De ce nu? Să recunoaște. Și e bine, da. E bun. Voi cum stați la capitolul copii? Avem doi copii, un băiat și o fetiță. Băiatul are 5 ani, fetița 2 ani. Ah, deci aveți casa plină. Plină de veselie, da. Plină... Și de jucării. Și de jucării, da, da, da. N-aveți o cameră specială? Adică toată casa e o cameră specială de jucării. Avem o cameră. Există cameră specială, nu se folosește. Sau nu folosesc ei pentru aceea. Păi care ar fi rostul să te joci într-o cameră de joacă? Ei doresc să fie lângă noi și este normal, îi înțelegem și ne bucurăm de perioada asta împreună cu ei. Ai trecut de stresul ăla că toate trebuie să fie la loc și iară trebuie să le pui ca să le împreună? Cred că da. Cred că da. A trecut. A fost. A trecut. Ea a trecut, am rămas eu la asta. E bine, deci sunteți familii normale. Bun, dacă tot ne-am apucat de familie, o să ajungem noi și la sărbătoare. Cu cât timp în urmă v-ați căsătorit? 6 ani. 6 ani. Și cine pe cine a convins? Cred că ea m-a convins pe mine. Cu ce? Cu vorba. A, deci te-a dus cu sau vorba. Sau mai bine cu bun, putem intra în suficiente detalii, dar să nu spunem tot. Nu, 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 nu. Bun, zi-ne tu ca să zici partea frumoasă, să nu fie el de vină. Da, eu sunt mai hotărâtă, să spun așa. Și după finuț, o perioadă... spus așa, finuț, mai hotărâtă, da? Da. După o perioadă în care am fost împreună, ne-am cunoscut... Ți-a venit în gând să întrebă copile, tu ce vrei? Nu chiar așa. Ceva de genul acesta. Finuț, ce așa. Facem mai departe? Da, da. Ce facem? Nu, că nu putem să stăm așa la nesfârșit și... Până la urmă ne-am hotărât împreună, să zicem. Da, deci tu l-ai lămurit că ar fi vremea să zic ce trebuie. Am zis-o frumos, nu? Ar fi vremea să închei cu binele sau ce. Și să deja... vină un bine și mai mare. Da, deci deja ai curaj mult. Vezi că emisiunea se termină și... Da? Te duci tot la camera cu jucării. Cineva trebuie să le și strângă. Cineva trebuie să le strângă, da. Și cânti cântări de laudă și strângi jucării. Cum a fost la voi? Noi avem 7 ani împreună. Și 7 ani de acasă, da, bun. El a fost cu inițiativa. El a fost cu inițiativa. Ce ți-a plăcut la ea, Zoli? Simplitatea. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, am știut exact drumul pe care trebuie să-l parcurg și
am găsit-o pe ea, tot așa am avut un timp împreună în care am avut o prietenie, să spun așa. Și după câțiva ani de prietenie, eu am fost plecat dincolo, când m-am întors acasă, i-am propus dacă dorește să se căsătorească cu mine. Și să arate și complexitatea, nu numai simplitatea. Exact. Ai descoperit că nu e chiar am așa de simplu. Am descoperit-o în timp, da. Nu e chiar așa de simplu. Florina, tu mi-ai zis să nu spun întrebări. Nu ca să știu, nu. Da, dacă eu le voi, tu ai fost aia. Bun, atunci nu spun întrebări, spun o întrebare. Pot doi tineri să aibă o prietenie frumoasă și curată? Pe o perioadă scurtă, cred că da. Pe o perioadă scurtă, da, da. Să nu mergi de... Care e răspunsul vostru? La fel. La fel? Cu siguranță. Da. Deci să nu o lungești foarte mult. Da. Nu, sunt și din ăștia care o duc foarte mult. Eu tot mă întreb, sunt bolnavi, nu știu, poate să eu mai firesc așa, poate că au un dar special, nu știu, da. Bun, spuneți-mi ce rol a jucat Dumnezeu, Scriptura, Biserica, vis-a-vis de căsătoria voastră? Cu privire la căsătoria noastră, cred că Dumnezeu a jucat cel mai important rol, având în vedere binecuvântările care le-am avut, am înțeles ce înseamnă familia. Eu tot așa vin dintr-o familie ortodoxă, am fost crescut diferit, ortodoxă, practicantă, la fel. Am înțeles ce vrea Dumnezeu de la noi ca familie, și când spun familie, mă refer familia de la 3 în sus. Am înțeles exact ce înseamnă și nu vreau să discriminez pe cei ce nu pot să conceapă copii. Bucuria, părtășia cu Dumnezeu împreună cu familia, mersul la biserică în același timp, deci a avut un rol foarte, foarte important cu privire la relația noastră și la familia noastră. Ceea ce... Deci tu vii dintr-o familie de creștini ortodoxi practicanți, exact. Tu, Florina? Dintr-o familie creștină, pentecostală. Așa. Asta înseamnă că ai prins mersul pe la biserică, pe la grupele de copii, cântări, poezioare. Exact. Așa. Astea te-au ajutat sau te-au încurcat când te gândeai la căsătorie? M-au ajutat. Am avut o idee despre familie, despre ceea ce înseamnă ai o familie aproape de Dumnezeu, în primul rând. O întrebare cheie. Pot să nu răspund la întrebarea asta, trebuia să spun la final, la orice întrebare. Dacă Răzvan n-ar fi avut el o relație personală cu Dumnezeu, te măritai cu el sau nu? Grea întrebare. Grea întrebare, așa. E bine că ți-o pun acum. Sau că n-a fost așa. Eu, sincer, la el am văzut o schimbare. O schimbare totală. Și asta m-a convins. Asta te-a convins. Rămân întrebările aceleași, oricum am pus multe. Mona. Și în cazul nostru a fost asemănător. Eu provin dintr-o familie ortodoxă, adică, să-i spun, mixtă. Mama mea a fost născută ortodoxă, iar tatăl meu provenea dintr-o familie de creștini penticostali, dar nepracticant. Eu am umblat, să zic, și la ortodoxi, și la penticostali. Am fost puțin și pe la catolici. Femeia care mă îngrija mă ducea și acolo. Dar nu pot să te-a deranjat sau ți-a plăcut? Nu m-a deranjat. Dar eu am ales să trec la creștini penticostali pentru că am văzut că se apropie cel mai mult de ceea ce spune Biblia. Deci felul în care noi trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu se apropie cel mai mult. Bun, asta înseamnă asta că tu citeai în Biblie? Da. Deci ajunsesem să citesc în Biblie. Bunica, din partea tatălui, era penticostală și ea era foarte strictă. Deci ținea foarte mult să fim la programul de la biserică și cu datorită rugăciunilor ei a rămas ceva în mine. La un moment dat am avut parte de niște evenimente neplăcute din familia mea. Mama mea a decedat când aveam 14 ani și Dumnezeu am văzut că a avut grijă de mine. Dumnezeu nu m-a lăsat și chiar dacă tatăl meu încă nu se întorsese la Dumnezeu, nu știu, s-a rugăciunile bunicii mele și a bunicii celelalte care era ortodoxă,
sau și-au pus amprenta. Deci rugăciunea își pune amprenta pe viața omului. Binecuvântările despre care zice Dumnezeu că părinților merg până la al miilea neam. Deci dacă părinții îl urmează pe Dumnezeu, binecuvântările asupra copiilor se extind. Deci, biserica te-a ajutat? Da. În ce sens? M-a ajutat prin căldura. Căldura ei, în prima fază, asta m-a ajutat. M-a ajutat prin diversitatea programului. În prima fază, asta m-a atras. Eram copil și față de celelalte biserici, să zic așa, unde umblam, Biserica Pentecostală din Cimpa, unde am frecventat, și din Lonia, că și acolo am umblat, m-a ajutat. Dacă unii nu știți, astea sunt cam în centrul pământului, dar le căutați voi pe Google. Da. Deci m-a ajutat. Apoi am început să merg, nu știam când a decedat mama mea, eram la începutul adolescenței și nu știam încotro s-o afectat apuc. Un pic. M-a afectat foarte mult. Foarte mult m-a afectat. Dar totuși... Aveai o relație bună cu mama? Da. Da, da. Dar mama a fost un stâlp al familiei și m-a afectat foarte mult. Mi-am revenit cu ajutorul lui Dumnezeu în ani. Nici acum nu știu sigur dacă mi-am revenit complet. Mi-ai răspuns la o întrebare, dar trecem peste ea. Dar nu ți se pare normal să fie așa? Mi se pare normal și am acceptat. Deci, pe de o parte, știm că au plecat în veșnicie, pentru că știm unde s-au dus, oameni credincioși, pe de altă parte, cum să nu te gândești din când în când la cel drag, fără să-ți programezi, așa e? Te mai trezești așa câteodată că te gândești la mama out of the blue? Mă gândesc zi de zi, pentru că acum sunt și eu mamă. Aoleu. Și mă văd în felul în care se purta ea cu mine, mă văd pe mine acum. Și îmi amintesc de ea zi de zi, n-am cum, și de tatăl meu. Dă-i un sfat în particular Florinei acum, dacă tot ea are mamă, e bine, e sănătoasă, ce să facă? Nu știu ce sfat să-i dăruiesc, să o prețuiască. O prețuiește, să-i ducă copiii în fiecare zi, de poți, să o țină ocupată, da. Și eu îi duc soacrei mele, deci am parte de ajutor. E bun, deci te-a ajutat și bună, Biblia, da. Te-a ajutat și biserica și familia. Și familia, și familia ce? Păi nu știu, că erau toate întrebările astea. În căsătoria voastră și toate astea, rolul lui Dumnezeu, a Scripturii, a Bisericii, și n-am vrut să te privesc pe tine. În primul rând, în familie, Dumnezeu are cel mai important rol. Biblia spune despre Dumnezeu că El a unit pe bărbați și pe femeie. Deci El este liantul în căsătorie, din punctul meu de vedere. Și atunci, acolo unde nu este Dumnezeu, nu poate fi o căsătorie așa cum trebuie. Adică, da, probabil că în orice familie există și neînțelegeri, dar atunci când Dumnezeu este liantul, Dumnezeu nu lasă să se despartă acea familie, să se întindă coarda mai mult decât trebuie, să spun așa. Și sigur că ne-a ajutat. Ne-a ajutat în tot ce am făcut până acum. Acum nu e vorba de voi, că voi sunteți la începutul căsătoriei și n-ați avut nicio problemă, dar în familie este nevoie și de iertare, de răbdare, de... Te-ar putea ajuta Dumnezeu la chestia asta? Păi, bineînțeles, că prin toate încercările prin care treci, Dumnezeu îți crește răbdarea, să spunem așa, nu? Da. Biserica, tu... Ai crescut în biserică? Cum ai luat legătura cu biserică? Eu, la fel ca și Răzvan, am crescut într-o familie ortodoxă. Bunicii mei erau practicanți. Când eram copil, mergeam la biserică, jucam poate că scenete de sărbători. După ce am crescut, să vă spun drept, am cam rupt legătura cu biserica, n-am mai umblat. Asta ce vârstă ar fi? N-aș putea să vă spun drept, dar cred că începând din ultimele clase ale generalei. Mm-hmm. Așa. Eu am reușit să cunosc cu adevărat pe Dumnezeu doar după ce am întâlnit-o pe soția mea, ca să vă spun drept. Păi drept, doar de asta o să ea mi-a spus întotdeauna cercetează Scriptura. La unde ai întâlnit-o? Citește. Pe băncile școlii, să zicem așa. Uh-huh. Tu și pe acolo facultate. Filmai, da? Și pe acolo, pe la facultate. Peste tot. Nu? Da. Camera ascunsă, am înțeles. Da. Nu, deci băieți umblă cu ochii deschiși și o să vadă semnele de circulație și am înțeles. Da. Da. Și datorită ei, da, deci ajuns zis, să copile, dacă vrei să mai știi numărul meu de telefon... Am o carte. Adevărul că a fost foarte strictă. Am avut o perioadă foarte scurtă în care am crezut că totul este bine așa. Adică se poate și fără. Dar ea a spus nu. Adică dacă vrei ceva mai serios, trebuie să cunoști pe Dumnezeu.
Nu se poate așa. Și e normal, e normal. Acum înțelegi mai bine ce ziceai atunci. Înainte aveam foarte multe contradicții cu privire la doctrină, dar nu aveam niciun fel de argument. Ci doar argumentul omului care nu știe, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Păi și ignoranța este un argument. Bineînțeles. Da. Scuze. Da. Deci tu... Sună frumos dacă zic că te-a ajutat un pic. Bineînțeles. Adică, da. Pe toți Dumnezeu ne-a adus împreună ca să mă aducă și pe mine mai aproape de El. Mm-hmm. Cu siguranță și cred asta. Hai că acum e fain să discutăm subiectul ăsta. Răzvane, ce vise ai pentru copiii voștri? Asta la toți merge întrebarea, să nu mai repet. În primul rând să rămână pe calea lui Dumnezeu. Este cel mai important lucru care mi-l doresc. Având fete și băieți, îmi doresc ca fetele să cunoască la fel băieți serioși. Tu deja te gândești la măritișul lor. De multe ori mă gândesc. Ai auzit, Florina, o fete și băieți. Da, bun, continuăm. Să fie... Doresc foarte mult să fie sinceri, oameni de ajutor pentru cei ce sunt în nevoie, ceea ce și am început să-i pregătim pentru lucrurile astea. Îmi doresc foarte mult să învețe bine la școală, să... Da, bă, caiul este cam lung, da, e ok. Nu vreau să zic să fie un exemplu pentru alții, dar să... Dar să fie, am înțeles. Să fie. Da, Florina. Aceeași întrebare? Aceeași întrebare, da. Doresc să fie niște fete și băieți, dacă o să fie băieți, credincioși, să-L urmeze pe Dumnezeu. Ce să aibă viață? Cât mai puține greșeli în tinerețe, dacă se poate deloc, da. Cum vrem noi părinții, exact. Asta, da. Acum copii perfecți, nu știu dacă sunt. Sunt copii perfecți, sunt. Care se nasc din copii perfecți și sunt crescuți de părinți perfecți. Nu este cazul la niciunul din persoanele de față, deci copiii perfecți o să-i găsim în altă parte. Eu mi-aș dori să aibă o inimă bună și credincioasă și să-L iubească pe Dumnezeu, dar nu să-L cunoască pe Dumnezeu, dar nu în felul în care îl cunoaștem noi, ci să-L cunoască într-un fel autentic, să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El. Și eu cred că de aici vor decurge toate. Eu cred că de aici Dumnezeu, dacă îl cunosc și îl iubesc pe el, de fapt, dacă îl cunosc, îl și iubesc. N-au cum să nu-l iubească. Tu ziceai de soția ta că este exigentă sau exagerată? N-am spus așa ceva. Ah, bun, n-am spus. Și bineînțeles, deci toate celelalte. Deci ea de acum vrea cât de curând copiii să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult decât ea, mai mult decât taică. Super, chiar e... Chiar îmi doresc lucrul acesta. Dar eu te cred 100%. Am și eu niște întrebări, dar da, trecem peste asta. Cred că orice om gândește din două puncte de vedere, sau cel puțin orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Orice om care gândește, da, gândește. În primul rând, aș vrea de la copiii mei să fie cap și nu coadă. Și în viața de zi cu zi, în tot ceea ce fac. Stai că el e cu învățatul, el e cu... înțeles, da. Bun, zi. Da, cred că soția mă înțelege. Încercăm și noi, nu știu dacă... Lăsați și lui parte. Da, ne completăm. Și bineînțeles să caute pe Dumnezeu în primul rând. Să-L cauți. Deci nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu-L cauți. Bun, dar tu... să o zic sau să nu zic, strict toată emisiunea dacă o zic și pe asta. Eu de foarte devreme în viață, și am spus asta de mai multe ori, am făcut diferența între pocăit și prost, deși amândouă încep cu P. Cam asta ai vrut să spui tu, că faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și ești aproape de Dumnezeu, nu înseamnă să fii pe ultima bancă în societate la ceva. Poți să fii și în primă. Bineînțeles. Dumnezeu a spus că veți fi cap și nu coadă. Bun, dar hai un pic să... Și până la urmă... Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie un exemplu în tot ceea ce face. Corect, și în fiecare domeniu. Dar întrebarea mea este următoarea. Eu trebuie să fiu mai mult decât toți sau să fiu cel mai bun la nivelul pe care Dumnezeu mi-l oferă mie în categoria mea? Cred că ceea ce a spus a doua oară este bine. Adică este bine să te străduiești să ajungi cât mai sus, dar nu poți să treci de ceea ce te lasă Dumnezeu să treci.
Da, da, ca să nu creadă acum că toți trebuie să fie pe loc întâi, nu știu nu, unde, dar fiecare în domeniul în care Dumnezeu a hotărât. Eu n-am făcut, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am făcut diferență între lucruri. Să spun că un lucru e mai important și altul e mai puțin important. Și ca să folosesc o chestie care pe unii deranjează, spre exemplu, eu nu cred că slujba mea, ca slujitor al Cuvântului Dumnezeu, este mai importantă decât slujba unei femei care lucrează în bucătărie la curățatul, la spălatul vaselor. Dacă asta e chemarea pentru ea de la Dumnezeu, pentru mine este o altă chemare. Amândoi am primit-o de la același Dumnezeu, cu aceeași iubire, dar amândoi trebuie să fim cei mai buni la nivelul nostru în domeniul respectiv. Așa este. Unii nu se fie de acord cu asta, dar așa cred. Ce nu uităm face, și la copii, dar în ceea ce... Și spune Biblia că fiecare să fie credincios în lucru, în credința lui. Și la nivelul lui. Frumos. Voi și faceți ceva în domeniul ăsta sau doar doriți? Încercăm să și facem. Încercăm să le oferăm în primul rând din timpul nostru. Adică ei să ne vadă pe noi și să ne copieze în ceea ce facem. În alea bune. Bineînțeles. Alea rele le mai modelăm și ne modelăm pe noi în primul rând. Deci așa e de... Am crezut că zici că alea rele le mai ascundem. Cum avem o mare problemă cu timiditatea lor, da? Dar ăștia nu prea, ăștia cam știu. E greu în fața copiilor. E mai greu ca în fața oricărei alte persoane, dar în fața copilului meu este cel mai greu. Părerea mea. Păi nu toți ne-am dorit copii deștepți care să priceapă și așa atunci ne pricep. Florina, ce face o mamă pentru copii? Ca să ajungă unde zici tu, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească, să-L slujească? În primul rând, exemplu personal, cum a zis și Mona, contează cel mai mult. Nu poți să-i spui doar să facă, dacă nu-i arăți cum să facă, cum să procedeze. Și rugăciunea, îl susțin rugăciune de mic. Rugăciunea pe viitor îl va ajuta. Exemplu personal și rugăciune. Aceeași întrebare. Da, da, da. Cred că timpul dedicat lor face foarte mult. Noi încercăm amândoi să ne dedicăm cât de mult timp putem. În ce ține rugăciunea lor, în ce ține programele de la biserică, să îi ducem, să fim punctuali, să... Cred că ăsta e cel mai bun exemplu pentru ei, va veni de la noi, ca părinți, în ceea ce facem noi, ei să vadă un exemplu și să urmeze. Dar bun, hai să-i lămurim și pe cei care ne urmăresc. Voi sunteți pensionari sau șomeri? Nu suntem nici pensionari, nici șomeri. Bun, și atunci cum îți faci timp pentru copii? Avem o fermă și având ferma, avem și timp foarte mult să ne dedicăm lor. Soția mea este dedicată în proporție de 100% copiilor. Mi-am dorit din totdeauna să am o strict părerea mea, să am soția care să se ocupe de copii. Dacă ești gata să plătești prețul, ai. Da, am fost din totdeauna e părerea mea. Doar, mai iei copiii cu tine pe la fermă? Cum să nu, tot timpul. Îi iau, îi pun pe tractor, deci orice lucru... Ai tractor cu tabletă, cu telefon? Sau nu, place nu am așa cu tabletă. Orice lucru ei doresc să îl facă la fermă și îi văd că au inițiativă, au mână liberă să-l facă de câte ori vor. Deci... Te duci tu cu ei? Mă mai duc și eu cu el la fermă. Îți place? Copilor le place, indiferent de activitate, copilor le place să petreacă timp cu părinții, să fie alături. Învață despre animale, despre mediul înconjurător. Încercăm să încurajăm să iubească animale, oameni. A, nu e cazul să spun în emisiune ce discuție am avut eu cu fica voastră, știi? Să vezi unde îi fuge mintea. Da, zic să păstrăm totul. Da, mai într-adevăr ne surprinde de multe ori cu gândirea ei. Noi cerem de la Dumnezeu, Dumnezeu ne ascultă și apoi suportăm consecințele în sensul că, da, e greu să crești astfel de copii, dar Dumnezeu ne va da înțelepciunea. Bun, vorbim de ale noastre, că ne place să vorbim și altora le place să asculte și cred că beneficiul, asta am constatat eu foarte devreme la conferințele cu familiile, unul din beneficiile celor care vin, că își dau seama că nu sunt doar ei. Mai sunt și alții prin barca aia, ora
deplasări, ori a frământării, ori a liniștii, ori a problemelor. Dar am zis că suntem în sărbătoare, nu? Și vorbim despre sărbătoarea, încerc să nu zic cea mai importantă, că noi toți spunem cea mai importantă și nu știm care e cea mai importantă, și apoi am ajuns la concluzia că în lumea lui Dumnezeu toate sunt la fel de importante, nu o să mai zic cea mai importantă, dar suntem într-o sărbătoare foarte importantă, întruparea Domnului Iisus Hristos, da? Sărbătorim amintirea venirii Domnului Iisus Hristos în omenire. Ce are de a face Crăciunul, cum se spune în popor, întruparea Domnului cu viața de familie? Nu știu dacă are ceva de a face Crăciunul. Nașterea Domnului, cu siguranță, care are o mare însemnătate. În primul rând, ne aduce aminte de El. Ne aduce aminte de El că s-a născut sărac, că s-a născut neavând nimic, o spunem drept. Chiar și după ce a crescut, a spus că Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și așa a rămas. N-a avut nimic sau n-a avut pe nimeni? Nimic. 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 Bun, pe cine a avut Iisus când s-a născut? Cu mine vorbiți? Da, da, da. A avut o familie iubitoare. A avut-o pe Maria, pe mama lui, care l-a iubit. Pe Iosif, care, chiar dacă nu a fost tatăl lui, totuși pământește, eu cred că l-a... Și l-a asumat. Și și-a asumat ceva măreț pentru vremurile acelea. Deci eu cred că a avut parte de o familie. O familie, cum ar trebui să fie și familiile din ziua de astăzi, și o familie de la care ar trebui să luăm exemplu. Oare la întâmplare se spune, Răzvan, în Biblie că Iosif și Maria erau amândoi neprihăniți? Da. Oameni curați înaintea lui Dumnezeu. Pentru Florina, întrebări ușoare. Foarte mult, bănuiesc că și în generația voastră, sau mai mult în generația voastră decât în generația noastră, dar să nu punem etichete, când te gândești la creșterea bună a unor copii, copiii cresc oricum. Noi am vrea să crească bine, dacă se poate excelent. Foarte mulți părinți se îngrijorează de condițiile materiale și posibilitățile materiale pe care le vor oferi copiilor. Din fericire sau nefericire, o să ziceți voi, unii chiar leagă succesul copiilor și semnificația vieții lor și impactul vieții lor în omenire pe criterii materiale. Leagă un pic asta de familia lui Iisus și de creșterea lui Iisus. Da, eu personal nu cred că copiii au nevoie de toate tehnologiile, toate jucăriile, ca să se descurce în viață, să învețe să prospere. Cred că au nevoie de cât mai puține lucruri simple, la fel cum și Domnul Iisus s-a născut într-o iesle și a ajuns Mântuitorul Lumii. Cam câți bani avea Iosif și Maria în cont când l-au avut pe Iisus? Cred că nu aveau bani deloc. Au răsmirne și tămâie. Aia a fost mai târziu? Pentru că, foarte interesant, dacă nu mă un pic facem o paranteză, Iosif și Maria, când se duc la sinagogă să aducă darul pentru copil, aduc darul săracului. Ei, dacă ar fi adus darul săracului și erau bogați, Dumnezeu e luat la rost. Ce face? Sunteți fățarnici cu mine? Deci e evident că ei, o familie sfântă, aveau condiții materiale minime, se vede din jertfa lor. Și faptul că Iisus Hristos a avut după asta aur, smirnă și tămâie, probabil... Cât nu știm, asta e foarte bună precizare. Nu știm dacă neapărat magii au venit cu tirurile sau cu avioanele, cu cargo sau ce au dăruit acolo, cât a fost simbolic sau cât a fost pentru întreținerea lor în perioada Egiptului, cum zic unii. Evident a fost că vorbim de o familie modestă. I-a împiedicat să-L crească pe Iisus bine? Siguranță nu. Trist că un Mântuitor a trebuit să vină pe lumea aceasta așa, deci primirea lui a fost
te antrebi. Trist din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru n-a fost trist, pentru că a venit prin alegere, nu a fost decizia noastră. A venit prin alegere și el și-a asumat ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească pe noi. Deci, e interesant, voi spuneați că nașterea Domnului Iisus Hristos are de-a face cu familia, în sensul că Iisus s-a născut într-o familie și a crescut într-o familie. Exact. Cel puțin două lucruri. Eu asta spun că e... În dreptul familiei ceva extraordinar. Dumnezeu să-și trimită fiul într-o familie. Păi asta dă o valoare familiei inestimabilă, da? Apoi, vorbind de creșterea lui tot într-o familie, o altă întrebare retorică. Poți avea copilul mai deștept ca tine și totul să-l crești bine? Sunt mai deștepți ca noi. Am înțeles, da. Am înțeles. Deci, adică, încă o dată când spui, dom'le, avem un copil... Păi ce dacă aveți un copil foarte deștept? Sunteți tot părinții și acum cu limite de rigoare. Eu cred că Iisus a fost mai deștept ca Iosif și Maria, fără să intrăm, da? Și uite că a putut să fie crescut bine, da? Și Solomon față de David. Pentru că așa a vrut Dumnezeu. Da, sigur, se poate. Dar bine, Solomon l-a dat și pe David l-a dat și pe mâna celui care se mai descurcă un pic cu el din punct de vedere spiritual. Apropo că tot ai ridicat-o la fileu. Uite, David, care a mai greșit în viața de familie, alege să ia un educator foarte bun din punct de vedere spiritual pentru copilul lui Solomon. A făcut bine sau rău? Cu siguranță bine. Cu siguranță bine. Dacă crești lângă Dumnezeu, ești binecuvântat din toate punctele de vedere. Și atunci îmi dai voie să pun o întrebare soției tale. Dacă ți-ai duce copiii la mama soacră, că ai zis că îi duci, și într-o zi ajunge la concluzia că mama soacră are alte valori decât voi, ce ai face? E grea întrebarea, pentru că în calcul sunt mai multe. Lucrăm amândoi și este de mare ajutor că stă cu copiii și are grijă. Și apreciem lucrul ăsta. Da, o apreciem foarte mult și o iubim. Dar în cazul în care ar avea alte valori și niște valori care s-ar opune... Ar contrazice valorile voastre. Da, atunci cu siguranță nu i-a mai duce. Și care, cu siguranță... care ați renunța la ceva din ce faceți? Cred că am căutat altă soluție, probabil. Am căutat mai întâi. Astea sunt întrebări ușoare care vi le pune așa. Să fiți în situația în care niciodată să nu le discutați. Dar... Mi-am gândit și la situația aceasta și mai ales că amândurora ne place ceea ce lucrăm. Mie îmi place serviciul pe care l-am și soțul. Dar ce lucrați așa dacă vă place așa de mult? Nu-i musai să spuneți, da? Ba, pot eu sunt cadru didactic. Cadru didactic. Și îți place să-ți bați mintea cu... Să zicem că da. Să zicem că da, bun. Da, da. Îmi place ceea ce fac. Eu lucrez la o primărie, la primăria frumosului oraș Petrila, din care sunt. Sunt inspector și poate că contrar a ceea ce crede majoritatea, mie chiar îmi place ceea ce fac. Îmi place că lucrez cu oamenii. Foarte mult îmi place ceea ce fac. Nu știu cât voi mai lucra acolo, dar în momentul de față acolo sunt convinsă că Dumnezeu m-a așezat acolo și ceea ce fac cu dragoste. Dar acum, spre exemplu, din punctul de vedere ca inspector, puteți să luați un pic de pauză, că e o problemă personală care vreau să rezolv. Toate săpăturile și astupăturile care se fac pe aici, prin zonă, pe la voi, sunt înspre bine, nu? Nu știu să vă spun, pentru că nu prea am de-a face. Nu prea ai de-a face, da. Nu mi-au ajuns... Dar noi toți așa credem că e înspre bine și... Căutăm cărbune la suprafață. Căutăm cărbune la suprafață, da. Nu, că ce am aflat interesant, dar iar o să fiu rău, o zis că acum spargem, punem țeava asta, după asta astupăm, vine următoarea echipă, sparge, pune cealaltă țeavă, apoi astupăm, deci mi se pare chiar super. Aș putea să aduc aici un argument în favoarea celor din conducerea administrației. Care sapă, da. Da, care, așa, care sunt responsabil de proiect. Sunt niște proiecte care se încadrează în anumite termene. Și pentru a nu pierde anumite finanțări, atunci se fac anumite compromisuri. Adică compromisul de a sparge după ce... Da, da. Nu, am înțeles, are logică și nu are logică. Pe de o parte are logică că tu care ai luat prima țeavă trebuie să mă astup tot ca să-mi dai și apoi vin eu cu al doilea proiect. Pe de altă parte, dacă s-ar gândi la un nivel un pic mai mare și am fi toți în aceeași bucătărie, poate că... Acum ați spus punctul pe ei, la nivelul mai mare. Da, da, da. Administrația da. Este la un nivel... Uite că am rezolvat și probleme din România toate, deci anul l-a rezolvat așa. Unde ne întoarcem? La sărbătoare și familie.
ce-i frumos în sărbătoare și are legătură cu familia. Vorbim de sărbătoarea în care ne amintim de întruparea Domnului Iisus Hristos. Florina. Ce-i frumos, totul e frumos în preajma Crăciunului. Ce-ți aduce aminte din copilărie? Faptul că eram toți împreună, da? La masă, mergeam la biserică, era o perioadă deosebită. Zăpadă, ceva? Cu zăpadă, da. Iernile cu zăpadă sunt cele mai frumoase, într-adevăr. Acum avem mai puțină zăpadă. Nu? Mai suflăm noi și mai suflăm. Da, da, ducem tunurile. Ducem tunurile. Da. Nu alea rusești, ci... Da, da, da. Ce să zic? E un timp frumos în care mulți, din păcate, doar în perioada aceasta fac binefaceri, deși ar trebui să le face tot timpul. Noi încercăm să ne încurajăm copiii tot timpul să fie atenți, să fie darnici. Cum vă încurajați copiii să facă daruri? Da, cum să nu? Da, vorbesc serios? Sau? Da. Și ce daruri poate face un copil? Păi acum sunt, pe lângă noi sunt foarte multe persoane mai puțin norocoase, mai puțin, fiecare cu ce are nevoie. Alți copii poate... Poate să dea și o jucărie de-a lor? Așa? Da, cum să nu? Fetele mele a renunțat. Eu, cel puțin așa l-am educat. Dacă cineva are nevoie, vede un copil care ar avea nevoie de o jucărie, ele sunt dispuse să renunțe pentru... Super, mai felicitări. Și tot timpul le încurajez că Dumnezeu o să le binecuvinteze mai mult, să primească ceva poate mai frumos sau nu neapărat să aștepte ceva în schimb. Știi care e cea mai mare binecuvântare? Că poți să dai. Exact. Când ajungi să-ți dai seama că tu ești cel care poți să dai și că nu ai nevoie, e una dintre cele mai faine binecuvântări. Răzvane, ți-ai mințit fetele până acum? Nu, nu le-am mințit. Îți propui să le minți? Nu, niciodată. Ele știu despre moșul? Știu că nu există, da. Ha, moșul Iuba. Am lămurit asta. Știu de el, dar știu că nu există. E vorba de moșul Iuba. Da. De Domnul Iisus știu? Știu de Domnul Iisus, da, ca Mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu. Fetele frecventează și o grădiniță creștină care ajută foarte mult, contează foarte mult să fie în zona o grădiniță creștină. Da. Într-adevăr, și acolo se consolidează ceea ce noi încercăm să învățăm acasă. Copilul nostru mai mare este coleg de grădiniță cu fetița. Grădinița de Petroșani, Samaritianu, o grădiniță foarte bună. Am făcut și un pic de reclamă, ca să dăm, dacă toți suntem aici, așa, e mai subtil și pe direct, da? V-ați gândit să vă încuscriți sau încă nu? Încă nu. La bun, poate să gândesc ei acum. Poate să gândesc ei. Adică la ce să mai gândim? Bine, în ce direcție se roagă de zvară. Da, și noi. Da, 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 da. Da, nu-i bună. Noi ne rugăm că se gândesc. E nimic. Deci, unii, apropo, nu știu dacă e cazul la copiii voștri, poate ar fi un subiect să discutați cu ei despre căsătorie, căsătoria lor. Eu am întâlnit mai multe cazuri, am întâlnit fetițe, de obicei ele, care pe la 4, 5, 6 ani știu cu cine se mărită, chiar dacă nu știu nominal. Unele nominal știu. Una mi-a răspuns așa, o să fiu unul frumos și bogat. Dintr-o dată. Nici m-am gândit că eu zis maică sau așa ceva, ci că doar ea a visat, da? Deci ar fi interesant să vedeți ce planuri au ei de pe acum. Unii n-au treabă, sunt artiști. Într-adevăr, fetița noastră de 6 ani deja știe cu cine vrea să căsătorească fără să impunem noi. Am întrebat-o cu cine și-ar dori și mi-a zis că ea vrea un băiat care îl iubește pe Dumnezeu. Da, uite, frumos, da, ne ascultă emoțiunea. Să dea și celelalte, știi că Domnul poate da și celelalte. Exact. Pe lângă, așa, în sărbătoarea asta care este atipică, cu ce ne încurcă pandemia în sărbătoare? În sărbătorirea amintirii nașterii? Cred că corespondirea veștii bune. Adică ce, n-ai telefon, n-ai WhatsApp, what's down? Telefonul nu e suficient. Adică așa? N-ai numerele de telefon ale tuturor oamenilor cu care mă întâlnesc pe drum de obicei. Dar ce? Acum ai? N-ai voie să te duci pe drum? Nu știu dacă mai e voie. Cum să n-ai voie? La? Păi mie mi-a venit o idee, o pot să spun aici. Nu știu exact, așa, până la urmă, că sunt tot felul de versiuni, câte persoane vor fi în grupuri, să zicem 3 grupuri în persoană, da? Și întrebarea mea, dacă facem 5 grupuri de 3 persoane? Și cele 5 grupuri de 3 persoane, cu mască, cu tot ce trebuie, așa, noi nu mascăm cuvântul. Asta ne mai mascăm noi pe noi, da? Ne prezentăm toți în fața primăriei, la ora care hotărâm noi, 10 grupuri separate, cu distanță între ele și colindăm toate 10 grupuri aceeași colindă. Ce ne zice domnul primar, în afară de felicitări? Ar fi
fie o idee bună. Adică eu am spus-o și o voi spune, e un test pentru fiecare creștin, un test pentru biserică. De ce? Evanghelia nu se schimbă, porunca Mântuitorului nu se schimbă, nevoia oamenilor după Iisus Hristos nu se schimbă, din potrivă am putea spune că s-a accentuat în perioada aceasta, și atunci noi să fim creativi și să folosim mijloacele, toate mijloacele care le avem, să ducem vestea bună. Și faptul că eu, Răzvane, stăm la cât o fi, 4 metri între noi, ce înseamnă că nu pot să-ți vorbesc despre Domnul Iisus și să spun, Răzvane, stai liniștit, Iisus Hristos încă te iubește. Ba, cred că una dintre probleme în pandemie este părtășia frățească, care de foarte mulți frați depinde părtășia frățească ca încurajare pe mai departe, ca consolidarea gândirilor, ca sunt multe alte lucruri care ne încurcă reducând această părtășie frățească, eu cred că mulți se răcesc și nu mai sunt așa. Este trist dacă se ajunge așa. De-o te întreb, Florina, dacă nu ne putem întâlni cu gașca și cu toți, putem folosi sărbătoarea mai mult pentru familie? Da, putem. Și ce am pierde? Am pierde familia vezi, mare. Noi am avut un mare privilegiu pe care probabil nu l-am prețuit. An de zile în care chiar am putut să ne întâlnim mult, să facem, și atunci unii n-au făcut chestia asta. Pe de altă parte, dacă ne întoarcem la primul Crăciun, n-a fost cu atâtea concerte și cu... A fost Iisus, părinții, au venit păstori în vizită și au plecat. Deci a fost mult mai simplu. Dar nu ne putem permite autentic. Pentru tine, întrebarea grea, că tot cu întrebări grele m-am dus, ce ar trebui să dispară ca să nu mai putem avea parte de un Crăciun autentic? Dumnezeu ar trebui să dispară din, să nu-i zic rutina, din autodisciplina noastră, din noi, din sufletele noastre, pentru că dacă dispare, atunci Crăciunul rămâne doar Crăciun și atât. Cu pandemie, fără, și dacă nu era pandemia. Depinde cum ne raportăm la Crăciun. Dacă ne raportăm doar la tradiții sau dacă ne raportăm la nașterea. Deci tu spui că esența... Nu, eu când spun Crăciun, folosesc așa, mă refer la nașterea lui Iisus. Da. Deci clar, nu mă refer la obiceiul. Deci clar, atunci... Deci tu spui că Iisus e esența sărbătorii? Nașterea lui și ceea ce învățăm noi de acolo și copiii mai ales. Pentru copii este foarte bine că știu că Iisus a născut și a trăit ca și ei. Și copiii se simt neînțeleși. Și acum vorbesc pentru că eu mă ocup de copii, de grupa de copii de la biserică și eu văd că ei se simt neînțeleși. Chiar dacă noi adulții suntem atât de superiori și zicem că ce probleme ar putea să aibă. Deci pentru ei este foarte important. Așa e că îi jignim când spun că ei n-au probleme. Foarte mult, așa, îi rănim pe unii. Nu știu cât de departe ne-am duce, că îi rănim, dar fiecare vârstă are particularitățile ei și are problemele ei. Și încă ceva în sprijinul copiilor, dacă pot să divag puțin. Copiii sunt după cum îi creștem. Dacă noi părinții ne mirăm și spunem, ai ce generație, ce-i cu generația asta? Ei sunt după cum i-am crescut noi. Eu m-am născut după Revoluție și am prins televizorul color, am prins multe lucruri și îmi dau seama anumite scăpări ale părinților mei. Deci a fost așa o generație de tranziție și mă uit la copiii mei și am ajuns să nu-i judec. Să nu-i mai judec. Sunt după cum îi creștem. După cât îi lăsăm în fața tehnologiei, după cât le implementăm și le povestim și le vorbim despre Dumnezeu. Așa sunt copiii. Hai să ne judecăm pe noi. N-ar nimic de a face cu tine ce zice. E așa, un fel de autocritică, da? Scuze. Da. Bun. Ceasul ăsta ce să fac? Îl sparg sau țin cont de el? Țin cont de el, nu-l sparg. Aveți fiecare un minut să faceți cuiva sărbătoarea mai frumoasă. Spuneți ceva, ce vreți voi. Imaginați-vă pe cine vreți în fața camerei. Copii, bătrâni, părinți, păstori, nu, că noi suntem fericiți prin definiție, dar, știu, oameni de orice categorie, dați-le
ceva care să le facă sărbătoarea un pic mai frumoasă. Cine începe? Răzvan. Deci, în primul rând, să încercați foarte mult să reuniți familia, ceea ce este un prilej foarte mare și o bucurie foarte mare. În jurul cui? În jurul bunicilor, în jurul familiei extinse, deci verișori și tot ce ține de familie. Încercați să vă împăcați dacă cumva sunteți în contradicții. Da, ne ajută. Să aduceți bucurie, să aduceți pace, să aduceți dragoste. Nu neapărat lucruri materiale, cum trece timpul, realizez că lucrurile materiale nu sunt de preț. Încercați să petreceți timp cu bunicii, cu nepoții, cu verișorii, cu copiii, toți împreună. Bun, să... cine poate face și lucruri materiale? Să exact. Le facă, nu suntem împotrivă. Da. Vreau să... Da, și să le facă exact. Și la alții, bun. Da. Deci, cred că părtășia aceasta în familie, în perioada Crăciunului, unește familia și o face mult mai puternică în ceea ce ține și credința și ajutorul. Deci se poate și ține și de noi, că Dumnezeu vrea. Foarte Florina? Mult, foarte mult. Deci să zic, le urez tuturor sărbători fericite, să lase frica deoparte, frica de orice pandemie și să le aibă pe Dumnezeu în centru, că El poate rezolva și poate aduce bucuria aceasta necesară de sărbători. Tu o zici asta să dea bine sau chiar crezi în asta? Sincer, mă gândesc la anumite prietene care le am în conjur și au fost foarte speriate în perioada aceasta, nu știau cum să reacționeze, cum să se comporte cu copiii, să-i ferească, să nu-i ferească, și asta e o frică care, din păcate, e implementată și de mass media și nu-i... Nu e chiar bine, nu poți să fii liniștit. Dar știi de câte ori în Scriptură ni se spune să nu ne fie frică? Exact, să avem încredere în Dumnezeu. Da. Dumnezeu în fiecare zi ne zice să ne credem în El, să lăsăm frica deoparte. Că frica ne împiedică să ne bucurăm. Da. Eu aș vrea să transmit tuturor copiilor un Crăciun fericit și în special copiilor de la grupa de copii a bisericii din Cimpa, pe care îi iubesc. Și copilașilor mei, Domnul să vă binecuvinteze, sunteți deosebiți. Și de asemenea surorilor de la biserica din Petrila, unde frecventam înainte, acum nu se mai poate, Domnul să vă binecuvinteze, mi-este dor de voi și Domnul să se nască zilnic în inimile voastre și în inimile tuturor, zilnic. Eu aș transmit un mesaj celor ce au anumite greutăți în perioada aceasta, fie că este vorba de virus, fie că este vorba de altfel de greutăți. Poate au pierdut pe cineva drag. Am o metodă care de ceva timp are anumite probleme și aș transmite să se încreadă în Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Adică spre binele celor aleși de El. Să se încreadă în Dumnezeu. Să se încreadă că Dumnezeu vrea ceva mai bun pentru ei. Și nu neapărat pentru viața aceasta. Spunea Domnul Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci i-au îmbiruit lumea. Dumnezeu vrea ceva mai bun pentru altceva. Sau pentru altă parte, nu pentru aici. Dumnezeu este bun pentru toate vremurile, nu doar pentru vremurile bune. Și dacă vorbim în spiritul sărbătorii, atunci ne aducem aminte că Scriptura spune, prin mesagerul ceresc, nu vă temeți că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va ajuta poporul să scape de povara păcatului, să scape din robia respectivă. Chiar dacă noi nu banalizăm lucrurile pământești. Și nici Domnul Iisus Hristos nu le-a bazat. Tocmai de-a, și nu le-a banalizat și nici Apostolul Pavel, care spunea că vor veni pe deasupra. Se făcea o diferență când era vorba de prioritate, să-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu, să-L iubim mai întâi pe Dumnezeu, să ne atașăm mai mult de Domnul Iisus Hristos. Și când se întreba oamenii care este atitudinea corectă față de Fiul lui Dumnezeu venit în omenire,
Tatăl spunea, Mântuitorul spunea din partea Tatălui, să-l primiți cu cinste. Îl trimit în ideea că oamenii îl vor primi cu cinste. Îi criticăm de foarte multe ori pe cei din generația Domnului Iisus Hristos că nu l-au primit bine, că n-au avut loc pentru el la naștere, n-au avut loc mai târziu în casele lor, în viața lor. Haideți să fim o generație deosebită, în mintea noastră, în inima noastră, în casele noastre, să fie un loc special pentru Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că El are un loc special pentru noi. Ne are în inima Lui și ne păstrează acolo. Rămâneți mai departe cu Iisus Hristos, sărbătoriți împreună cu El, cinstiți-L pe El, bucurați-vă, cum s-a spus, de familie, de biserică, de prieteni, de tot ce aveți în jur și nu uitați, chiar dacă nu se schimbă lucrurile, cum și în viața păstorilor, nu s-a schimbat nici prețurile din piață, nu s-a schimbat nici guvernul, nu s-au schimbat nici primarii, nici cei de la primărie, nu s-au schimbat nici măcar turmele, de că n-au lăsat 60 de oi și au găsit 70 când au venit. Foarte interesant, nu s-a schimbat nimic în societate și întâlnirea lor cu Iisus Hristos i-a făcut să se întoarcă plin de bucurie, s-au schimbat ei. Dacă schimbarea este în noi, atunci schimbarea va fi și în societate și care ar fi dorința mea pentru voi? Când se încheie sărbătoarea, pentru că, știți, calendaristic, orice sărbătoare se încheie. Sărbătoarea mea, sărbătoarea voastră, sărbătoarea voastră să continue. Să avem o sărbătoare continuă în Dumnezeu și apoi una veșnică cu El. Chiar se poate și aceasta datorită Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, al tuturor celor care credem în El și iubim pe El. Iubiți-L pe Dumnezeu și rămâneți în binecuvântarea Lui. Și nu uitați, eu uit să mulțumiți Lui Dumnezeu pentru invitați, pentru cei care ne filmează, pentru cei care ne aduc în casele voastre. Toți avem nevoie de binecuvântare și dacă nu putem face altceva, măcar o rugăciune sinceră să o înălțăm și Dumnezeu ne ascultă. El să fie binecuvântat. Mulțumesc frumos că ați fost!